Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Acum, dragii mei, ne întoarcem la Scripturi, acolo de unde oamenii pleacă și acolo unde oamenii se întorc. Evanghelia Domnului este singurul punct de referință într-o lume confuză și relativă. În suferință și în bucurie, Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu. Ea întărește, ea smerește, ea învață, ea ridică, pentru că este cuvântul și din gura lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta pentru lecția biblică, pentru cuvântul de predică pe care îl vom avea în a doua parte a serviciului, să citim din Vechiul Testament, din 1 Samuel, despre primul împărat al lui Israel, despre instaurarea monarhiei. Samuel, capitolul 10. O să citesc un singur verset. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis: Nu te-a uns domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui. Amin. În seara aceasta, aș vrea să vorbim în câteva minute despre Împăratul Saul, care despre primul Împărat pe care Israel l-a avut așezat de Dumnezeu. Privind în Cuvântul lui Dumnezeu, observăm că de-a lungul istoriei acestui popor pe care Dumnezeu l-a chemat, pe care l-a format, pe care l-a întărit, căruia i-a dat legi și rânduieli, pe care l-a maturizat, dar până la urmă pe care Dumnezeu pentru o vreme l-a abandonat, în poporul acesta Dumnezeu la un moment dat a așezat împărați. Împărații aceștia au fost 20 în Iuda și 19 în Israel, cu excepția primilor trei, care au fost în regatul unit. Acești 39 de împărați, care au fost după regatul unit, au fost în împărăția care s-a dezbinat, s-a separat. Și împărăția din sud, cu capitala la Ierusalim, numită și Iuda, a avut 20 de împărați în perioada aceasta, iar împărăția de nord cu capitala la Samaria, numită Israel, a avut 19. Înainte ca acest regat să se despartă, el a avut trei împărați și fiecare dintre ei a domnit 40 de ani. Primul dintre ei a fost Saul, și împărăția a început să se contureze. Cele 12 seminții s-au unit, s-au organizat și au făcut o armată proprie. I-au împins pe filisteni înspre partea de vest, înspre mare, lărgindu-și hotarele în felul acesta și după 40 de ani s-au lamurit, urmând David și apoi fiul său Solomon. Când Solomon a murit, țara s-a desfăcut în două. Zece seminții, zece triburi s-au dus în nord cu un împărat, cu Eroboam și în sud a rămas două seminții la Ierusalim. În seara aceasta aș vrea să spun câteva cuvinte despre Saul. El este unul dintre împărații cunoscuți. Poate mai cunoscut decât el nu este decât David. Dar și Saul este un împărat cunoscut pentru că de obicei el este prezentat ca și un împărat negativ. În ciuda faptului că a avut foarte multe calități, a făcut multe lucruri bune, a fost ales de Dumnezeu, el în general este prezentat ca un împărat cu multe defecte. Să observați David. Deși a făcut păcate foarte mari, adulterul și crima, crima făcută ca să-ți ascunzi păcatul adulterului, sunt păcate destul de greu de suferit. Și totuși, chiar dacă el le-a făcut, el trece drept un împărat bun. Sau n-a ajuns la astfel de păcate. Și totuși trece un împărat rău. De ce? Sunt multe explicații. Una dintre ele, poate cea mai proeminentă, este faptul că la David păcatul a fost accidental, la Saul păcatul a fost mod de viață. Chiar dacă modul de viață păcătos presupune păcate mai mici pe care omul le repetă, simplu fapt că îi robi de ele demonstrează că îi despărți de Dumnezeu. Chiar dacă David a făcut păcate mari, observăm că el nu le-a repetat, David a păcătuit, cu aceeași intensitate s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și restul vieții omul acesta nu ne spune Scriptura că ar mai fi căzut în astfel de păcate. Sigur, lucrurile acestea pot fi comentate în multe feluri, scopul meu nu este să compar doi împărați, ci să vi-l prezint pe primul dintre ei. Cu aproximativ o mie de ani înainte să apară Domnul Iisus Hristos pe scena istoriei întrupându-se prin Fecioară, a trăit bărbatul acesta, Saul, un anonim. Și observați că la instituirea monarhiei în Israel, Dumnezeu îl alege și îl pune pe Saul, Samuel, după cum am citit în scripturi, să lungă cu un delem ca împărat. Aș vrea să vă spun două lucruri în seara aceasta în legătură cu Saul, evident, probabil că e ușor de anticipat. O să vorbesc despre calitățile lui care l-au ridicat și despre defectele lui care l-au doborât. Despre Saul, fiind o predică biografică, se poate vorbi mult, dar scopul meu este să privesc nu istoria unui om, ci aplicația practică la istoria acestui om, ca noi să tragem folos duhovnicesc. Pentru că defectele lui pot deveni defectele noastre. Și atunci este foarte grav pentru că consecințele vor fi pe măsură, altfel Dumnezeu va fi nedrept. După cum calitățile Lui pot fi calitățile noastre, depinde ce alegem și ce urmărim în viața aceasta. Priviți, vă rog, care au fost calitățile care l-au ridicat pe Saul. Primul rând, chemarea lui Dumnezeu. Când, un Dumnezeu. când Dumnezeu cheamă un om, nimeni nu poate să stea în fața Lui. De multe ori s-ar putea să ajungă până aproape de marginea prăpastiei. Și oamenii care stau în jurul lui să zică, acum cade, dar nu va cădea. Asta nu înseamnă că nu va cădea niciodată. Vreau doar să spun că atâta timp cât Dumnezeu cheamă un om, el va rămâne în picioare. Împotriva lui Dumnezeu nu poate să stea nimeni și cu Dumnezeu nu se luptă nimeni. Pe Saul l-a chemat Dumnezeu. Nu Samuel l-a ales, nu Israel l-a ales. Este adevărat că Samuel l-a chemat pe Saul la inițiativa lui Dumnezeu, el a fost proclamat la Mitzpa și apoi a fost confirmat la Gilgal. Dar chemarea a fost a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat și Dumnezeu l-a binecuvântat. Apoi observăm spiritualitatea lui. Omul acesta ne spune Scriptura că Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a umplut cu Duhul Sfânt. Lucrul acesta nu este deloc puțin. El a început să profețească în mijlocul profeților, în mijlocul prorocilor. Observăm apoi umilința lui. Când a fost chemat să fie confirmat, el s-a ascuns și l-au găsit între vase. Nu înseamnă că omul acest, omului acestuia nu i-a plăcut faptul că a ajuns împărat, nu. Nu înseamnă nici că n-a vrut. Înseamnă doar că a fost un om modest, un om care nu a ieșit în față printr-o inițiativă personală și mai ales una exagerată. Și a fost un om care a lăsat istoria să curgă și când Dumnezeu l-a chemat, deși el și-a exprimat modestia în felul lui, înțelegând că va sta în fruntea celor 12 triburi, 12 seminții, părându-i se că este prea mult, era primul împărat, el n-avea un model în față să spună, a, păi, uite, eu sunt ca împăratul dinaintea mea, o să am grijă la defectele lui să nu le repet, dar la calitățile lui să le amplific. El era primul, când faci pentru prima oară un lucru, nu-l faci chiar bine de cele mai multe ori, de-abia după aceea înveți din experiență și începi să-l corectezi. Omul acesta a fost chemat de Dumnezeu, a fost un om plin de Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt. Dumnezeu nu cheamă pe nimeni la el și apoi să-l lasă să plece cu mâna goală. Uneori vin copiii la noi în vizită și după ce au plecat, Carmen repede pune mâna pe telefon și spune Hei, ai uitat să iei ceva, întoarce-te înapoi. Noi uneori uităm să ne dăm anumite lucruri unii altora. Dumnezeu nu uită, când Dumnezeu cheamă un om, îi dă ceea ce are nevoie. Dacă Dumnezeu te cheamă să faci o slujbă, îți va da resursele de care ai nevoie. Să nu te temi. Dumnezeu este un Dumnezeu demn, are onoare, are de unde să-ți dea fără măsură și El întotdeauna te binecuvintează ca să poți face slujba la care te-a chemat. El apoi a fost un om bun. În 1 Samuel 11 cu 13 face o afirmație care pune în evidență bunătatea lui, flexibilitatea lui. Scriptura spune acolo, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat izbăvire în țară. El a știut că oamenii erau mânioși, tocmai fuseseră înarmați, existau mici conflicte, mici posibile răzbunări, dar omul acesta a făcut o declarație și de pe poziția de rege declarația lui a devenit edict a devenit lege și el a spus, nimeni astăzi în Israel nu va omorâ, nu va fi omorât. Evident, este o inimă miloasă, un om bun. Uh, încă un lucru pe care aș vrea să-l amintesc, ba chiar două, în legătură cu uh, bunătatea sau nu cu bunătatea, cu calitățile lui Saul care l-au promovat, uh, primul dintre ele este înțelepciunea. În uh, 1 Samuel, capitolul 10, versetul 22, Scriptura ne spune că mulți oameni îl vorbeau de rău el a auzit, dar Scriptura menționează că s-a făcut că nu-i aude. Dragii mei, uneori îi auzi pe oameni vorbindu-te de rău și când n-ai sabie, n-ai ce le face. Dar când ai sabie, dacă vrei, scos sabia și pentru că o ai, îi tai. Omul ăsta fiind împărat, putea să cheme un general și să spună așa, ia o mână de ostaș, prinde-l pe ăsta la cotitură când se duce acasă și omoară-l. Sau putea să spună o grămadă de alte moduri de a se răzbuna. Dar Scriptura ne spune că a fost un om înțelept. S-a făcut că nu-i aude. Nu te poți spune la mintea tuturor oamenilor care odată-s nervoși, odată-s neînțelepți, odată au supărările lor de acasă și vin și, și le descarcă în auzul împăratului. Împăratul a fost un om înțelept. A avut o marjă de toleranță, de flexibilitate și nu și-a folosit autoritatea ca să se răzbune și să-și facă dreptate în mod personal, în ciuda faptului că putea să facă lucrul acesta. Dar a fost un om înțelept și s-a făcut că nu aude. Vă întreb, vă trece vreodată prin cap când auziți anumite lucruri care vă ofensează, care vă denigrează? Să luați în calcul și alternativa mă fac că nu aud? veți spune, nu sunt așa, că, nu fac așa, că sunt naiv dacă fac așa. Și îi se va urca la cap și va zice că sunt slab, va profita de slăbiciunea mea și va repeta răutatea lui față de mine. Observați că Saul a câștigat când a făcut așa. Credeți că Dumnezeu nu i-a auzit pe cei care l-au vorbit de rău? Ba da. Credeți că Dumnezeu nu e drept întotdeauna? Ba da. Credeți că Dumnezeu nu poate să ridice și să coboare după cum vrea El, nu după cum vor oamenii? Ba da. Saul a fost un om înțelept și în prima parte a domniei lui s-a purtat cu înțelepciune. Lucrurile acestea l-au promovat pe Saul. În mâinile lui, regatul unit al celor 12 seminții a început să prindă contur, a început să-și lărgească granițele. Chiar dacă avea o armată mică, el și-a încropit, adică și-a organizat o armată care avea trei garnizoane, și, în mod deosebit, cele trei garnizoane erau în partea de vest, pentru ca să împingă hotarele filistenilor, lărgind țara, pentru că aceștia tot cucereau din ce în ce mai mult uh, Canaanul, profitând de faptul că, înainte să vină Israel, era, uh, era locuit de multe etnii și, pentru că nu erau unite, nu aveau putere. Le luau pe câte una, le domina și, în felul ăsta, își lărgeau hotarele. Acum erau 12 seminții care s-au unit. Și când oamenii se unesc, au putere mult mai mare decât atunci când sunt dezbinați și făcuți în grupuri mici. Dar, dincolo de calitățile lui Saul care l-au ridicat, Saul a avut defecte care l-au coborât. Să știți că în viața aceasta tot ce faci, plătești. Defectele care există și mai ales la nivel repetativ ca și stil de viață, într-o zi te ajung din urmă. Și ori omenește, ori dumnezeiește, plătești. Uneori, chiar dacă Dumnezeu te iartă pentru un astfel de păcat repetat, care l-ai practicat o perioadă din viață, s-ar putea să existe consecințe omenești pe care să le plătești? Nu mai gândiți-vă la un accident, nu mai gândiți-vă la o necaz, nu mai gândiți-vă la o problemă pe care o are cineva. Nu întotdeauna iertarea lui Dumnezeu pune capăt pentru întotdeauna la orice formă de necaz care poate veni ca o consecință normală. După cum, dacă acum ieși afară, prea sumar îmbrăcat, cel mai probabil că vei răci datorită temperaturii foarte joase. Poți să spui, ies în numele Domnului, poți să te rogi înainte de a ieși, dar cel mai probabil că vei răci pentru că e prea fric să ieși în mai eu. Calitățile lui Saul l-au ridicat, dar defectele lui l-au pus la pământ. Amintesc câteva dintre ele. Saul a fost un om neatent la detalii. În general, bărbații sunt neatenți la detalii. De multe ori mi-am reproșat asta în viața mea, mai ales în viața de familie, pentru că nu am fost mai atent la detalii. Femeile sunt foarte atente la detalii. De aceea ele văd viața în multe culori. Bărbații o văd în alb și negru. Bărbații se concentrează la lucruri puține, dar foarte mari. Femeile se concentrează la lucruri mărunte, dar multe la număr. Un bărbat se concentrează la ceva anume și face performanță din lucrul ăla. Așa a fost Saul. Acum, noi nu trebuie să fim conduși de specificul masculin sau feminin, ci noi trebuie să fim niște oameni care învățăm din experiențele vieții. Ne educăm, ne corectăm și încercăm să trecem dincolo de limitele temperamentale, care uneori sunt defavorabile. Omul acesta, spune Scriptura, că a primit de la Samuel următorul mesaj. Să mă aștepți șapte zile acolo până voi ajunge la tine și îți voi spune ce să faci. În capitolul 13, cuvântul Domnului, ne spune în versetul 8 ce s-a întâmplat. Saul a așteptat șapte zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel n-a venit la Gilgal și poporul s-a împrăștiat de lângă Saul. Am avea impresia că Samuel a greșit și Saul a avut dreptate. Numai că Samuel, prorocul omul după inima lui Dumnezeu, în versetul următor, respectiv 9, se duce și îl mustră. Iar în versetul 10 îi spune, în versetul 11 îi spune că a, lu a lucrat ca un nebun. De ce a lucrat Saul ca un nebun? Știți de ce? Pentru că n-a fost atent la detalii. Când un soldat nu-i atent la detalii, greșeala pe care o face neatenția lui este mică. Când un general nu-i atent la detalii, nivelul poziției lui face ca paguba să fie foarte mare, în ciuda faptului că el a fost la fel de neaten ca un soldat. Când Moise n-a fost atent la detalii și în loc să vorbească a lovit, greșeala n-a fost așa de mare, dar datorită la cine era și cât s-a investit în el, la autoritatea care i s-a delegat, la poziția care i s-a dat, greșeala lui mică a avut niște consecințe devastatoare pentru el. Pentru o astfel de greșeală măruntă a încurcat lovitul cu vorbitul, e o chestie de neatenție. Dumnezeu a fost radical și a spus, nu intri în țară, pentru că nu mai ai proslăvit. E adevărat că pe lângă asta Moise a încercat și o atitudine de mândrie. A, necredincioșilor, nu vom fi noi în stare să vă dăm apă din stâncă și așa mai departe. Dar n-ai zice că e o imoralitate, n-ai zice că e o crimă, n-ai zice că e un adulter. A fost o chestie verbală, să moară un om pentru ce spune cu gura, să moară un om pentru o mică neatenție. Și cine moise? Omul folosit de Dumnezeu. Așa de ușor să-și omoare Dumnezeu în general. Unul care a intrat în istoria Bibliei poate mai mult decât cei mai mulți. Scriptura remarcă în Noul Testament, clarificând legea aceasta care spune, mulți s-a dat, mulți se cere. Puțini s-a dat, puțini se cere. Dacă ți se dă un dolar, nu ți se poate cere doi. Și invers. Omul acesta a fost neatent la detalii pentru că uite ce a spus Samuel. 1. Să mă aștepți șapte zile. Samuel a continuat, dar Saul n-a mai auzit. Uite ce a continuat Samuel. Să mă aștepți până ajung la tine. Chiar dacă se fac 8 zile. Chiar dacă se fac 8 zile, este pus de la mine. Dar ce scrie în Biblie este, până voi ajunge la tine. Să mă aștept șapte zile. Să mă aștept până ajung la tine. Și când ajung la tine, să o spun ce să faci. Ca și lui Avram, revelația îi se dă pe bucăți, ca să creeze dependență. Saul, grăbit, bucuros, entuziasmat, cine mai știe cum, ne atent la detalii, a auzit doar prima treime a afirmației și a plecat. Și Samuel, când vine la el, îi spune, ai lucrat ca un nebun. Că numai nebunii se duc drept înainte și nu țin cont de nimic. Omul ăsta a fost neatent la detalii. Când, când îți faci de lucru cu Dumnezeu, trebuie să fii un om înțelept și flexibil. Trebuie să auzi vocea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are dreptul când ajungi la o anumit, într-un anumit loc să-ți spună altceva. Noi avem regulile noastre, uneori tradițiile și cultura noastră în care ne încăpățânăm și nu mai auzim nici în stânga, nici în dreapta. Dumne în felul ăsta îi luăm dreptul lui Dumnezeu să ne mai spună ceva. Așa a fost Saul. A fost o greșeală mare pentru un împărat, mică pentru un soldat, dar el nu era soldat. Apoi, în al doilea rând, pe lângă neatenția la detalii, el a fost un lider slab. Trebuie să recunoaștem, Saul a fost un lider slab. Calitatea de lider te naști cu ea. Dacă nu te naști cu ea, n de unde să o cumperi. Poți să te formezi ca lider, nu înnăscut, ci dobândit dar niciodată nu vei ajunge prea sus. Sus ajunge omul care, are două, do, care îndeplinește doi factori. Unu, factorul genetic cu care te naști și factorul educativ pe care îl dobândești prin repetiție. Degeaba îl ai pe unul sau pe altul. Amândouă sunt importante, dar mai important este primul. Ei, Saul nu a avut calități de lider, n-a fost interesat să și le cultive, nu l-a interesat. Și observați ce îi spune el lui Samuel, el în calitate de împărat își pierde, de, singur își pierde demnitatea, spunându-i lui Samuel ca o justificare a faptului că l-a ținut în viață pe împăratul Agag și a luat ca și uh, pradă de război niște animale date spre nimicire, el argumentează în următorul fel, păi poporul le-a luat. Păi omule, cine conduce poporul ăsta? Cine conduce poporul pe împărat sau împăratul pe popor? Păi împăratul conduce pe popor. Dar atunci de ce spui că poporul conduce? Cum îți permiți, măcar nu ți-e rușine să faci afirmația asta? Între tată și fiu, tatăl conduce. Între rege și popor, regele conduce între polițist și șoferul din trafic. Polițistul conduce. Autoritatea tot timpul conduce. De aceea Dumnezeu a creat Universul și îl conduce prin structuri de autoritate. Una dintre structurile de autoritate în plan social e împăratul. Împăratul vede cu ochii lui cum se întâmplă un rău și nu face nimic ca să-l îndrepte pentru că avea o scuză și scuza era următorul. Poporul a ales și Dumnezeu îi spune, tu nu trebuia să-l lași pentru că ție ți-am dat autoritate. El a fost un lider slab, ușor de înduplecat, condus de popor. Ca să nu se supere poporul, el a făcut ce a zis poporul. Numai că atunci când Dumnezeu prin Samuel vine la el, îl descalifică și spune astăzi se rupe împărăția de la tine pentru că tu ești un om care nu ai coloană vertebrală, nu ai verticalitate, pe tine te conduce când un grup de interes, când un alt grup de interes. Pe tine te conduc oamenii. Tu nu te lași condus de mine, tu te lași condus de oameni pentru ca să fii prietenul lor. Și Dumnezeu spune, te-ai descalificat. Lider slab. 3. Mândru. Dumnezeu îi spune, când erai mic în ochii tăi, nu erai mare, dar când te-ai făcut mare în ochii tăi, ai devenit mic. Frații mei, este ușor să fii modest când ești sărac, urât și neînțelept. Însă este greu să rămâi modest când ești bogat, frumos și deștept. Mea să vedeți că în lumea asta frumusețea este mai importantă decât lipsa frumuseții. Bogăția e mai importantă decât sărăcia. Și inteligența e mai apreciată decât absența ei. Este ușor să fii modest când nu ai aceste lucruri care te fac să sclipești în fața oamenilor. Dar când ajungi împărat și ai puterea și ai armata și când îți este cuvântul din gură, așa se întâmplă e ușor să mai rămâi smerit. Și Dumnezeu îi reproșează lui Saul și spune, ai căzut la proba smereniei. Poziția ți-a orbit ochii, te-ai descalificat. E foarte greu să ai bani și să-i gestionezi cu modestie, pentru că banii te face să te umfli. Asta nu înseamnă că toți oamenii care au bani sunt neapărat așa. Trec peste două, trei vorbe în câteva secunde și încheiem fără nicio explicație. Scriptura ne spune că a avut o pocăință limitată. Recunoaște că a păcătuit, își cere iertare de la oameni, dar nu la Dumnezeu. Iuda a făcut la fel. Apoi, este o persoană care intră în concurență cu David. Intră în concurență cu David. El pe David îl vede un posibil uh, adversar la tron și încearcă să-l elimine omorându-l. Este cel mai urât lucru în viață să-ți fie frică de concurență. Numai oamenilor fără valoare, oamenilor cu suflet mic, oamenilor egoiști și urâți la suflet le e frică de concurență. Că oricum nu o să împărățim nici unul pământul, pozițiile, banii, slujbele și așa mai departe. Biblia ne îndeamnă să lucrăm în echipă, nu să eliminăm concurența. Saul, din nefericire, a fost un om căruia a fost frică de concurență, ci a urât pe omul căruia lui se părea că este rival. De asemenea, consultă vrăjitoria. La început el a urât vrăjitoria, mai apoi a consultat vrăjitoria ca să afle viitorul în speranța că în viitor îi se va spune David moare și tu o să îmbătrânești împărat. Dragii mei, uneori devenim cu sufletul mic, egoiști, răi, urâți la suflet și nu ne mai putem controla. Toți ne văd că am ajuns într-un fel, dar numai persoana respectivă nu se mai vede. Aceasta este cel mai rău. Să fii rău și să știi că e rău e una, dar să fii rău și să nu știi că e rău, asta este culmea răutății. Vreau să ne rugăm în această seară, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne deschidă ochii asupra vieții noastre, asupra direcției drumului pe care mergem și să ne uităm la acest prim împărat al monarhiei din Israel. Și să înțelegem că el a avut calități și defecte Dar calitățile n-au putut să bată defectele Din potrivă, defectele au bătut calitățile Cum ar fi bătut defectele cali calitățile defectele? Dacă și-ar fi corectat defectele Când omul își corectează defectele Atunci ele se micșorează, calitățile cresc Și Dumnezeu binecuvintează pocăința care înflorește Dar când omul udă ca să crească și calitățile și defectele. Întotdeauna. E o regulă a istoriei. Defectele bat calitățile, iar defectele hotărăsc destinul omului. Gândiți-vă în această seară, cum stau lucrurile cu noi. Vă recomand cu dragoste să petrecem următoarele momente în rugăciune și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne rugăm cu toții, Domnule. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din nimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintează!